Pe toată durata sarcinii și o vreme după, sănătatea noastră e tot una cu cea a copilului. Ceea ce înainte de sarcină era considerat o simplă răceală, vreme de 9 luni, e o sursă de îngrijorare în plus. Cum combatem răceala în sarcină, ce medicamente avem voie să luăm, cum o putem preveni. Discutăm despre ce instrumente avem ca să ne ferim de răceală pe durata sarcinii, împreună cu doctorul ginecolog Gabriel Mitroi. Bună ziua, domnule doctor! Se spune că gravidele răcesc mai ușor. E adevărat? Într-adevăr, există o susceptibilitate mai mare de apariție infecțiilor respiratorii la femeile însărcinate, asta datorită modificărilor imunitare, care apar în noul context hormonal. Și de ce sunt mai complicate răcelile din sarcină decât celelalte? Tocmai datorită faptului că imunitatea e puțin modificată în timpul sarcinii. Ce remedii avem la îndemână împotriva răcelii pe perioada sarcinii? Cel mai important lucru care trebuie făcut într-o infecție respiratorie, de obicei virală, este combaterea febrei, adică creșterea temperaturii peste 38 de grade Celsius. Cel mai la îndemână este paracetamolul, binecunoscut. Există un mit care trebuie distrus, că în sarcină nu se poate administra niciun fel de medicament. Se pot administra până și antibiotice, bineînțeles cele care sunt permise în sarcină, care nu dau anomalii de dezvoltare a fătului. De ce e important să tratăm răceala în sarcină cât mai repede și cât mai serios? Este foarte important tratamentul cât mai rapid, tocmai pentru a preveni complicațiile, cea mai gravă complicație care poate apărea, fiind pneumonia bacteriană. Ne-ați vorbit despre medicamentele pe care putem să le luăm atunci când suntem gravide și răcite. Dar care sunt medicamentele de care trebuie să fugim cu orice preț? E important de evitat administrarea antiinflamatorilor nesteroidiene, care pot duce la malformații, iar mai târziu alte anomalii de dezvoltare ale fătului. Există și remedii homeopate care ne pot fi de folos? Sigur, există numeroase remedii homeopate. Cele mai multe acționează prin creșterea imunității la femeia însărcinată, că acestea ar putea fi oarecum folosite. Când vorbim despre remediile homeopate, putem sta absolut liniștite. Eu mi-amintesc în sarcină că erau inclusiv ceaiuri pe care nu aveam voie să le beau. Există și aici tabuuri? Da, într-adevăr, tot ce pot să vă spun este că nu sunt făcute suficient de multe studii cu aceste medicamente homeopate, remedii, cum le spunem, și de aceea nu se știe cât de sigure sunt ele în timpul, pe parcursul sarcinii. Ce puteți sfătui doamnele gravide care ne privesc să facă pentru a preveni răcelile în sarcină? Foarte important este să evite pe cât posibil mediile aglomerate, cum sunt școlile, grădinițele, alte instituții publice, mediile intraspitalicești. Foarte important, de asemenea, în perioadele epidemice, este vaccinarea antigripală. Deci putem Sigur să ne bazăm pe vaccinul antigripal? Depinde ce tip de vaccin, dar vaccinurile care se folosesc în sarcină sunt sigure. Domnule doctor, contează și ritmul, stilul de viață al gravidei în prevenirea răcelilor? Sigur, e bine cunoscut faptul că sportul ajută la creșterea imunității și astfel susceptibilitatea la infecțiile respiratorii este mult mai scăzută. De asemenea, evitarea fumatului și o alimentație echilibrată cresc rezistența la infecții în general. Care este cel mai important lucru cu care vreți să rămână gravidele care ne privesc după discuția noastră de azi? Cel mai important lucru cred că ar fi evitarea pe cât posibil a creșterii temperaturii și adresarea cât mai rapidă, fie la medicul de familie, fie la medicul specialist, la primele simptome ale unei așa zise răceli. Vă mulțumesc frumos, domnule doctor. Iar rămâne. Voi, dacă vreți să aflați mai multe despre răceală în sarcină, intrați pe totuldespremame.ro ca să citiți ce recomandări ne face un medic naturopat pentru a trece cu bine de răcelile în sarcină.